În localitatea Băiculești, elevii au mers întotdeauna la școală pe jos. Autoritățile de aici au făcut de-a lungul anilor zeci de solicitări pentru a primi un microbus școlar, însă acesta abia acum a venit. Microbus, dacă îl luam la primărie, mă costa bani și ofer și nu am posturi. Am cerut și a fost și a trebuit să renunț la el pentru că nu avem bani. Cam cât e între școală și casa celor care s-au înnecat distanță? Păi dacă o ia pe pod, sunt 2 km. Făcând acolo, să măsurăm cu metru, așa, 2 km. Dacă o ia pe scurtătura, asta e 1 km. Pentru a ajunge la cursuri, copiii aveau de străbătut o bucată de drum pe o punte, peste o apă. În urmă cu 2 ani, 3 elevi au căzut și s-au înnecat. De la școală, dar ce le-a venit? Păi la Valea Brazului, era recula 2 km. Incidentul nu a fost însă singurul, susțin autoritățile. Există o serie întreagă de situații în care există un singur mijloc de transport pentru comune care sunt pe o arie mai întinsă, în condițiile în care am asistat și la procesul de comasar. Asta este și situația care a generat ceea ce a generat. În urmă cu 2 zile, edilii din 7 localități din Argeș au primit cheile unui prim lot de microbuze școlare. Am 3 trasee de adus elevi la școală, unul de 5 km, unul de 4, unul de 3. Rezolvăm în mare parte problema transportului cu acest microbuz. Îl așteptăm de mult, de 20 și ceva de ani. La noi a fost o problemă deosebită, în sensul că de 2 ani de zile a fost un microbuz tip Aro care avea 12 ani, nu l-am mai putut repara. Ne-am descurcat foarte greu. Repartiția s-a făcut pe baza unor criterii care au avut în vedere comasarea unităților școlare, distanțe de transport, numărul de elevi și numărul de microbuze alocate localității respective. În Argeș, până în luna noiembrie, 40 de microbuze școlare vor intra în posesia administrațiilor locale. Până acum au fost date 18.